Fernando Villavicencio era unul din cei 8 candidați la președinția statului Ecuador. Aseară a participat la o adunare electorală în capitala Quito, unde a repetat principalul său mesaj de luptă împotriva corupției și a organizațiilor criminale, în special cartelurile traficanților de droguri. Era însă ultima oară când susținătorii săi aveau să-l audă, pentru că la plecare, în timp ce se urca în mașină, Villavicencio a fost împușcat de mai multe ori de un bărbat. A urmat o confruntare de stradă de amploare, în urma căreia atacatorul a murit și 9 persoane, inclusiv un candidat pentru parlament și 2 polițiști, au fost răniți. Fernando Villavicencio a fost dus de urgență la spital, dar era prea târziu. Yo había estado atendiendo a 2 pacientes adentro que llegaron con el heridos. Yo creí que había alcanzado Fernando a salir. Pero el rato que yo me dirijo a la clínica a ver ayuda, apoyo para los 2 pacientes que estaban heridos, uno en el tórax y otro en la pierna. En ese momento entré a emergencia. Y vi que Fernando estaba muerto. No tenía signos vitales. 10 de ecuadorieni furioși au demonstrat împotriva acestui asasinat și actualul președinte Guillermo Lasso, care nu mai candidează pentru un nou mandat, s-a declarat șocat și a promis pedepsirea celor vinovați. 6 persoane au fost arestate deja în acest caz, cel mai probabil orchestrat de un cartel al drogurilor. Crima organizată în Ecuador a luat amploare. Luna trecută în țară a fost decretată stare de urgență și au fost impuse restricții de circulație, după ce mai mulți primari au fost uciși. De no creer, porque lo vimos hace un rato y después ya muerto, es algo de no creerlo. ¿La pena que no tuvo protección? Sí, debería de haber estado con carro blindado, con más seguridad, no sé qué hace la policía, no sé, pero estaba desprotegido él. Asasinarea lui Fernando Villavicencio are loc cu doar 10 zile înaintea alegerilor. În vârstă de 59 de ani, Villavicencio s-a remarcat ca sindicalist și apoi ca jurnalist, postură din care a fost un critic acerb al fostului lider Rafael Correa. A fost condamnat la 18 luni de închisoare pentru defăimare și a petrecut mai mulți ani în exil. Din 2021 era parlamentar, era căsătorit și avea 5 copii.